Astra Giurgiu a încheiat anul 2015 pe primul loc în Liga 1, după ce la Târgu Jiu a reușit un egal într-o partidă grea marcată de multe absențe. Meciul cu Pandurii a fost unul aparte, în care ambele formații au primit indicații prin telefon de la antrenori, în condițiile în care Marius Șumudic a avut probleme medicale și asta la București, departe de teren, iar Iordănescu Junior a fost suspendat. Partida a fost decisă după două execuții superbe, prima aparținând lui Cristi Săpunaru de la Gazde, care în minutul 18 a reușit o execuție superbă ca de Generic TV. Gorjenii au rămas la finalul primei reprize în 10 oameni după eliminarea lui Pițian, ceea ce a contat foarte mult în economia partidei. Giurgiuvenii au mizat pe egalare și golul a venit de la Boldrin, care în minutul 83 a reușit un șut imparabil de la distanță. Chiar și fără Geraldo, eliminat și el în finalul partidei, Astra a reușit un 1-1 prețios, ajungând la 3 rezultate de egalitate în ultimele 4 etape. A fost ultima partidă a Astrei din acest an și giurgiuvenii au terminat sezonul de iarnă pe primul loc cu 46 de puncte, la 5 puncte de Dinamo. Viitorul este pe locul 3 cu 40 de puncte și o partidă mai puțin, urmată pe locul 4 de Pandurii, tot cu 40 de puncte. Pe 5 este Steaua cu 37 de puncte și o partidă mai puțin, iar locul 6 este ocupat de ASE Ardealul Târgu Mureș cu 35 de puncte.